România își testează capacitatea de intervenție în caz de urgență nucleară. Exercițiul Valahia 2023 a început în această dimineață cu o simulare la centrala nucleară de la Cernavodă. Haideți să vedem despre ce e vorba. A plecat acum de la noi, deci e un pacient de 35 de ani. A încasat o doză externă de radiații gamma. Da, a fost decontaminat la noi de mai multe ori. Hai, plecăm. Să pot fie portate și puse acolo. Deci, vede, facem față. Scenariul acestui exercițiu începe cu un accident la Cernavodă. Noi îl numim tehnic accident bază de proiect, adică se întâmplă ceva care poate fi controlat la nivelul amplasamentului. Dar alte evenimente care se întâmplă concomitent vor conduce la amploarea incidentului inițial și practic vom ajunge la un accident sever, așa este denumit tehnic, care practic ajunge să fie la nivel național. În acest exercițiu sunt mai mult de 500 de persoane care participă efectiv la exercițiu, alte câteva sute ajutând la organizare și nu doar la organizare, la punerea în practică a scenariului.